coming back. Te pueblo un arte. Si ches.
Înseamnă că dacă a făcut live acum, azi, ieri sau zilele astea și a spus așa, înseamnă că a trecut peste discuție. Iar dacă a trecut peste discuție, e groasă să moară eu, să moară. Bagă-mi live și uite-te la dată când este postat. Nu da astea vechi vere. Îmi fac fraierii, taie alea, editează, bagă altă dată ca să iau eu foc sau alea, că eu nu... E vechi, n-are cum. E greu. Nu i-am mai făcut eu live. Face el? E greu să mor aici, dar nu e greu să facă iară live. Aici să vede urât, să supără de-a Costel Janestu, ai înțeles? În fine. Pormo, iar încep. Nu, e mă, Mircea, e fratele nostru, e prietenul nostru, gata, s-a închis discuțiile, n-a... N-are cum să mai facă live. Nici eu, nici el. Eu vorbesc cu el. Adică vorbesc cu el. Am vorbit de câteva ori cu el și... Aie. În rest, ce live să mai fac? Să facă live dacă... Alea să... Formă... E greu. Urmă să supără cărâneu. E urât. Vrei să treci peste președintele României? Invers. Păi ce război, mă, ce se cură, ce alea, să mor aici, veri. E greu. Da, mă, înseamnă că e vechi. N-avea cum să mai facă Mircea niciun live, că... Auzi că eu vorbesc cu el, adică vorbesc cu el. Am vorbit de câteva ori cu el. Discuția e încheiată. Discuția încheiată. Ce ești poveste? Ce faci, verișoară? Te pup, Alexandra. Nu, n-am deschis eu subiectul. Să mă vezi mor dacă am deschis subiectul. A zis prietenul meu că, băi, vezi că ți-a făcut Mircea un live. Și am zis, n-are cum să facă Mircea live. Poate e vechi. Și a zis tovarășul meu, Leonard, că nu e vere, nu e altceva, e vechi. N-are cum să mai facă Mircea live la adresa mea. A, a făcut acum. Da, mulți încearcă să îmbălige.
understand. That shit got real, you know? Mama need to rent money. I'm feeling. I'm on the block now. Logica e 20. I'm trying, baby. I love you though, man. Trapping in a van with your bitches side. Money new, hunters blue. I just spent the dime. Me and you are not the same. We on a different time. Me and you are not the same. We on a different time. Să facă live dacă vrea să facă live, dacă el vrea live. Nu e nicio problemă. Facem live-uri dacă vrea cineva live-uri. Că doar asta va putea face, doar live-uri. În rest să pună mâna pe mine. El nu știe că e greu. Nu el, nu doar el. Mulți. E greu să mură și de nu e greu. Auzi că e greu, când zic că e greu. Șmecherie. Sunt prea bazat așa pe intuiția mea, că el dacă a făcut un live nu a pronunțat numele meu, pentru că el știe.
aia de bibliotecă, nu mai vere, nu mai cu aia de bibliotecă, nu mai. Dacă zici, am pățit acolo, m-am bătat un tărțar acolo la cafeneaua aia. Și am stricat rău și mi-a zis patronul să nu mai veni pe acolo, ai înțeles? Acolo era nu. Nu mai zici nimic, vărule, Cristi Zaharia. Mor aici de n-ai rămas vechi.
Da, bă, ca să nu mai zică nimeni nimic. Că a zis Mircea, că a făcut Mircea, că a vorbit și ăla sau că vorbesc eu. Nu știu că l-am băgat pe Mircea acum. Ce faci, tovarăște? Ce face americanul nostru? Ai cucerit toată America acolo. Cine e mai tare ca tine în America? Ce faci? Vorbea aici cineva pe live, știi? Dom'le, că a făcut Mircea un video, știi? Zic, bă, n-avea cum să fac Mircea video, că nici eu nu fac și nici el nu. Cu ce să fac eu video? Că a zis că nu știu ce, că de mine, că mă zic, n-avea cum. Mă, dă-i morților de fraieri, ăștia sunt fraieri, rămâne fraieri toată viața lor. Ai înțeles? Să vor de n-a mâncat oamenii numai castravești toată viața. Fă-te-i în gură, să-i zic, ce l-ai să fac eu de tine sau tu de mine? Corect. Ce zici, ce faci? În primul rând, trebuie să aibă prezență și în al doilea rând stil ca să știe să facă live-uri. Dă-i dragă, ei nu știe nici să vorbească limba română bine, dar să mai facă live. Le-ai frică că ia poliția pe toți și să cacă pe ei, să vorbească și pe live, dar să mai... Să, chiar a zis, să le fut familia în gură și copiii și rasa care face îmbărligătorii. Nu a făcut nimeni îmbărligătorii, a zis... Ce să zicem dacă avem ceva să zicem noi sau tu nouă, ce să zicem? Ce, ai făcut un live și tu te-am înjurat și noi, ai înjurat și tu și tu ne-ai făcut nouă un bine, că se dădeau mulți prieteni și alea, ai arătat mai multe discuții. Și în primul rând tu ai caz, bari în dracu, ăștia n-au nici caz. Știi că eu am flerul meu, Janes, tu ai înțeles? Uite câte avem aici, de dimineață. De dimineață, la prima oră, băcate. Dacă făceam noaptea, spărgeam live-ul ăsta în două. Da, ăsta e în exclusivitate. Dă-i mă, Doamne, iartă-mă, că tu știi mai bine că n-au caracter. Ce zici? Că sunt farfa. Farfarele. Ce, Doamne, atât să zicem, cu viața asta în România e grea. Grea, dar frumoasă. Păi, da? Da. Frații mei aici, mâncăm și mai stăm de vorbă. Băi, stați așa, scuză-mă o secundă. Băiețașii ăștia care sunteți prietenii mei, gata, ați început, vă pup, Mircea, te pup. O frână, nu vă vindeți repede, că vă dau bloc dimineața. La prima oră vă iau un bloc. Uite, toți numai pe mine mă pupă. Da, ia uite, că Mircică l-a primit cu dejun. Ăsta e băiat bun, Leon nu e băiat ca lumea și ăsta, Florin. Nostru, nu, părul nostru e. Familia mea e băiat bun. Băiesc ca lumea, nu sunt băieți. Îți dai seama că scriu și ei. Eu știu niște băieți și de-aia am intrat și pentru respectul lor și astea, pe ăștia lui Cristofor și lui aia, că le-am spus și ăștia ai noștri, lui Caram, băieți frumoși care a zis, gata, vă terminați, nu faceți discuții. La viața noastră, familia noastră, tot respectul, altceva oameni, separat. Băi, nu, că ea la înții care făcea discuții de astea și nu ne interesa. Dar, băiat, hai să spun ceva ce tu nu știi, ca să înțeleagă și ei. Ce ne-ai făcut tu nouă, ne-ai întărit, că ne lăsai așa să fim zbuciumați. Ai înțeles? Și ai dat o lecție de viață la mai multă lume. Ne-ai întărit, asta vreau să zic. Nu vreau să mai intru în polemici și în mai multe chestii. Restul le înțelege lumea de la sine. Ce ai făcut tu... Tu ne-ai înjurat nu din suflet, alții au vrut să facă altceva, ai înjurat și tu așa, că n-ai tu dușmănie. Alții... Da, mă, mai putează, dă-le dracu, asta e, sau știi, dă-le, Doamne. Ne-ai întărit, bă, ce, dar nici nu se pune ăla supăratul, cine trebuia să fie, tot eu. Dar eu spun ție, datorită ție life-ul la tine și la astea, ne-ai întărit flancurile. Asta conta, ai înțeles? Auzi, scuză-mă că te întrerup, iartă-mă tu o secundă, ce-am vrut să zic, se pare mie. Băi, Mihăiță, piticul ăsta, Mihăiță din Bercere, pe aici? Nu te lua de la că e numărul 1 ăla, viață, de jură toată România, băiat. Ăla, da. Mihăiță, piticul să nu se fută în curând.
No, no, nu știu, nu-l cunosc pe asta și nu îmi permita. Dar de Mihăiță de Bercele am nu, văzut. Ăla nu te lua, las că nici eu nu-l cunosc pe Mihăiță Piticu. Uite, tu zici să nu mai au de Mihăiță Piticu. Nici tu de Mihăiță. Asta e emblema noastră de aici, de Bercele. A, cu Coca-Cola, cu ăștia, McDonald's, ce-am da, eu și cu el ce suntem cei mai cunoscuți în lumea asta, eu cu mine. Da, mamă, când am văzut ăla, am vrut să zic ceva, dar am tăcut în gură, știi? Dar ce faci, unde ești? Ne-ai luat un pic în primire, la mâncăm ceva aici. Ne-ai luat un pic în primire. Puțin, așa, light. Cu McDonald's, cu alea. Nu te-ai lăsat până nu ne-ai luat. Nu, n-am putut să mă abțin, n-am putut. N-am putut să mă abțin, dar așa, tu știi ce zic, light. Băi, iată că mie mi-e drag să te iei, dar frumos, la modul de Caterinca frumoasă. Da, știi da, ce, nu. Ce zic eu toate astea. Alții ce vorbești, ce zic, să-și vadă de treaba lor, să uite în grădina lor acolo. Da, băi, ce să vă zic, suntem în exclusivitate aici cu... Să se ducă mai întâi la școală să învețe să vorbească limba română. Să învață să vorbească limba română. Dacă e multe propoziții. Lăsă-i, Doamne, iartă-mă. Da, băi, ce să vă zic, mă, vă salutăm pe toți aici, suntem în... Ia uite, la tine e noapte, la mine e zi. Da, păi... Te duci la discotecă. La tine e noapte, adică tu petrești. Acum te duci la discotecă, eu mă duc la piscină. Da. Tu ai fost ziua la piscină. Eu mă duc ziua la piscină și eu noapte, când ești pe zi, eu mă duc la discotecă. Auzi și ce am vrut să zic acum, dacă toți suntem aici pe ăsta. Băi, mai ăștia, fanii lui tovarășul meu, lui Mircea, băi, terminați cu mesajele privat, cu jurături, cu alea. Gata, vedeți acum cum stă situația, da? Gata. Mircea. Bă, le mulțumesc la toți care au fost lângă mine. Dar nu pervers, nu de ăștia. Fanii tăi trebuia să oprească, să nu mai fie la mine în listă, să vină cu îmbărligători. Fanii mei trebuia să nu mai înjure pe tine, să zică, bă, fratele meu, cum a făcut prietenii noștri, bă, termină-te frumos, la omul frumos, așa. Nu de ăștia, duce vorba de colo-colo, pormă transmite la tine, pormă duce la mine, 15 vorbe de la unul, de la altul, 17 vorbe de la unul, de la altul, de-astea. Păi ea nu sunt nici prieteni, nici fan, nici nimic. Înțelegi? Așa e. Ce discuții să... Da, ce discuții? Și iar ăștia perversii care înjura și pe mine și separa cu alte conturi, înjura și pe Mircea, da, dracu, banca voastră dă rablele, dracu, sunteți leșinați de foame. Auzi, mulți fii atent, am făcut un live, dar bine, nu le mai las, că să nu se mai înțeleagă. Nu să mor aici, dar nu mă înjură pe mine, dom'le, vorbești de Mircea. Dar mulți nici nu te cunosc, ai înțeles? A, n-am treabă, băia, n-am venit treabă. Era altceva dacă înjura unul care, al tău, cu mătru, cu fiind, să vedea altceva, băi, are drept. Ăia care înjură pentru mine, chiar le mulțumesc și le spun să nu mai înjură pe tine, că chiar tu n-ai nicio treabă. E bine, bă, atunci le mulțumesc și unul de mei care înjură. Nu, care înjură fără să-și dea seama. Nu că te înjură pe tine. Hai, fie! La fel și eu dacă mă luam de tine. Doamne ajută, iartă-mă. Ascultă-mă, și eu dacă te luam de tine. Dar ăia-i tăi care a fost cu tine pe drum și pe urmă s-a vândut pe la mine și astea ăia ce sunt? Aia, numai gata, el le-am dat bloc, cum ai făcut tu, ai văzut cum îi sunai tu, a, ce ați făcut, mă, alea, cum le-a dat și... Păi, n-a fost mai frumos. Nu crezi că nu știu și de alea când ai luat tu toată lista, toate like-urile, toate... Și pe urmă se întreabă, dar de ce ne-ai dat, domne, bloc și astea? Păi, dar de ce să nu vă dau, mă, bloc? Sincer, nu era de dat bloc. Eu le-am spus lor, băi, l-a făcut un bine și își face treaba cum trebuie. Dar voi ce treabă vă faceți? Măcar dați-vă două bariere a baricadei, într-o parte sau în alta, să știm cum jucăm în teren. Să știm cum stăm în teren, adică să știm cum mergem pe stradă. Da. Nu. Trebuia să zic că da, mă, bravo Alex, sunt fan Alex.
Îți dădea ție un râs să te când îi sunam eu și ele, nu să moară, n-am știut, să moară copiii noștri, să moară familia noastră, dacă am știut, dacă am asta. Și ori dai mă like-uri și râs când mă înjură și ele, ori te înjur pe copii și pe familie că n-ai știut. Corect. Păi nu era așa normal. Era frumos să înjure și cu tine, așa era cel mai frumos. Nu? Da. Na. Bun. Păi, n-am nimic cu ea care a înjurat să mă înjure. Să nu mai înjure și astea. Păi, ei n-au știut în lipsă de astea, dar ăștia ai noștri e dilema. Și eu ai am intrat... Da, 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 da. Păi, da. Vezi acum ce o să intre? Ce o să intre și o să te înjure și pe tine cu fake-uri de-astea false? Te-ai vândut? Mamă, am câțiva mâine la prima oră, băiat. Auzi, îl am pe unul care are o pagină de YouTube cu mine, cu poza mea, unul Alex Bombardier, ăla mă zăpăcește. Dar îi dau mereu bloc, pac, îl blochez, cum mai jură, iar nu, pe da, n-au nicio vină. Ăia chiar n-au nicio vină. De la țară, chiar de la țară. Oamenii. Chiar n-au nicio vină, băieții, înțeles? Chiar n-au nicio vină. Ăia n-au vrut să iasă vreo discuție și asta. Vineau ăștia la înțeles, dar ei nu știe că noi avem prieteni comuni, adică ăia sunt frații mei. Familia noastră, băieți, corect. Sunt băieți cu caracter și băieți ca lumea și care îi iubesc și țin la ei și le dovedesc cum prietenie și cum frăție, că sunt mecheri la adevărată. Nu ca ăștia le trăi, bătrân și le trăi, să-și vadă de treaba lor, că ce vor ei să facă. Da. Să fie sănătoși. Eu spun da, așa, băi, așa că restul populației, vedeți-vă de treaba voastră, aveți... că... Hai. Să vă fie familia voastră sănătoasă, să aveți bani, să aveți mașini, să aveți, să fiți cei mai tari, să aveți ce vă doriți voi. Lăsați-mă pe mine și pe familia mea în pace, să ne vedem de treaba noastră și atât. Ai înțeles? Ăștia da, nu mai fac eu discuții la tine, ăștia da, sunt băieți ca lume, băieți de onoare și băieți valabili. Și ei știu treaba asta. Dar ce a zis? Poate merge așa, nu merge așa, merge invers. Da, în fine. Hai, ne mai auzim în altă de asta, să facem mai multe vizionări de asta. Să mai luăm ceva. Băi, mă, Merry Christmas și gata, fără... Să mai luăm ceva bani la Facebook și noi, înțeles? În hai, altă de asta. Hai, plăcută, Mircea, te salut. Da. Mai bine. Gata, băi, deci ăștia, hateri ăștia, închideți discuțiile cu ăla, că nu e... E pace peste tot, cum ar veni, se pari mei. Bine, Mircea, el știe că nu halez caldele astea. Dar asta ce te dă el pe la... Știe el ce zic. În rest, vă pupăm pe toți, vă salutăm să vă trăiască familia voastră, copiii și alea. Noi suntem bine, o să fim bine, rămânem bine în continuare și... Ce să zic, vă respectăm și vă pupăm. Merry Christmas!